Da, bine, în IPO este clar că nu este despre rupt gâtul câinului, Absolut, nu. pentru că este sculptură, efectiv. Este Da. sculptură și asta implică elemente de psihologie canină, Absolut. implică tehnică pură de Multă condiționare, răbdare, multă multă răbdare, muncă. știință și experiență, ce să Pentru mai. că tu începi, cum am zis la început, începi câinele de mic, de la 8 săptămâni, 9, 10, 11 săptămâni, când îl iei, Și tu construiești deja. memoria aia motrică când trebuie să stea cu capul acum, în dresajul modern, la 90, practic, către sus. Nu. Nu mai e Nu mai e așa? chiar așa. E discutabil acum, sunt multe, multe modificări în regulament, dar nu mai e chiar așa. Adică, da, câinele trebuie să aibă atitudine, câinele trebuie să aibă un mers natural, nu un mers de robot. Da? Dar de Da. ce îi văd eu pe toți ăia că merg așa ca niște căluți și sunt exact cum spui tu, ca niște roboți? Pentru că ne place. Vezi? Dar regulamentul zice că trebuie să aibă un mers, adică se tinde. Bine, aici eu sunt în conflict cu tot regulamentul, pentru că tot sportul ăsta nu e natural. Da. Adică nu e o chestie Da. naturală să meargă câinele așa. Da. Nu-i natural să-i dea drumul la infractor așa, pac, câinele. Nu, sunt multe chestii Da, nenaturale da, în da. sportul ăsta. Dar ce se Dar urmărește la bază prin sportul ăsta? Că până la urmă ar trebui să știm și noi. instinctele câinelui și pregătirea câinelui. Dar ei, de unde a pornit ideea de a face un asemenea sport ca să Păi, ce? acest sport exista într-o altă formă, să zic, mai arhaică și Da. la origine este un examen pentru polițiști. Pentru că, nu știu dacă ții minte, dar acum ani de zile, mulți ani de zile, când eu încă nu făceam acest sport, de exemplu, înainte de evadare, Da, percheziționai, da, am era făcut cu și noi la mâinile ce eram, sus, da. îl percheziționai, pac, mergeai la cor și după aia se făcea evadarea. S-au scos din regulament chestiile astea și s-au scos elementele neesențiale. Pentru că la marile competiții sunt din ce în ce mai mulți câini. Și așa, un campionat mondial îi durează o săptămână. Dacă s-ar face toate elementele astea, cine știe, ar dura o săptămână jumate. Pentru că fiecare câine ar sta mai mult pe teren, s-ar face mai mult și nu e Deci, timp la bază, pentru. n-au urmărit selecția câinilor cu A calități sau devenit. A devenit devenit un mijloc de a un selecta câinii cu examen al calități selecției demonstrate. calităților câinelui. Da. Dar sunt două chestii diferite, examenul și competițiile. Dacă e să fac o paralelă, băi, examenul ar fi o teză care îl dă un copil la școală și competițiile ar fi olimpiada la care merge copilul de Am la înțeles, am înțeles. școală. Un câine la examene, și uite aici e o altă problemă a chinologiei noastre, că noi nu prea avem competiții, avem examene. Și mergem la examen și avem locul 1, locul 2, locul 3 la examen. Părerea mea că nu trebuie să fie, adică locul 1, 2, 3 ai în competiție, nu în examen. În examen ai luat punctajul cu tare. Ai trecut examen. Ai trecut examenul cu punctajul cu tare. Și eu zic așa ar fi fair play, pentru
pentru că într-un examen nu e, arbitru nu e așa, adică nu trebuie să fie așa exigent. Da. Într-un examen trebuie să facă câinele. Trebuie să facă conform regulamentului. Dar într-o competiție, mă, te uiți ce greșește câinele, ce greșește conductorul și pui câinele într-un calificativ mult mai exigent. Și atunci 90 de puncte de la un examen nu sunt egale cu 90 de puncte de la o competiție. Cu alea 90 de puncte de la examen, poate ești acolo la 70 și spre 80 de puncte într-o competiție. Și foarte bine o zis Letcă Adrian, sigur îl știi. Normal. Mi-a zis, Sebi, voi acolo jucați în altă ligă. Voi acolo cine? Care voi? Noi care mergem la competiții. Ah, ok. Deci, a nu se confunda un examen cu o competiție. Și acum spre... Eu am tot transmis această idee și spre bucuria și spre surprinderea mea se mai fac examene la care nu se dau locul 1, 2 și 3. Se dă o cupă de promovare sau o diplomă de promovare pentru cei care au promovat și ăsta e un beneficiu, zic eu, pentru că dacă tu faci un examen și premiezi 3 oameni, îi înfunzi în premii pe aia 3 și restul nu primezi nimic, lor nu le-ai dat nicio încurajare. Așa e. Dar dacă le dai încurajare tuturor celor care au promovat examenul, bă, simt și ei că au făcut ceva acolo și faci mult mai mult. Nu că doar mult... le-au luat-o unii înainte și atât. Ei exact. Sunt nebăgați în seamă. Bă, competiția e despre cine e mai bun. Da. Examenul e, bă, hai să vedem dacă știi. Înțelegi? Adică nu e, da. Nu e ceva... Da, e o nuanță importantă. E o nuanță foarte importantă. Și arbitrajele sunt diferite și trebuie să fie diferite. Da, și cred că ăsta este cel mai important punct din pentru sufletelul meu, ca să înțeleagă atât oamenii de acasă, cât și cei care merg la N examene și da, din 3 câini, 5 câini, ești cel mai bun, ai punctajul cel mai bun, dar ești la examen. Nu ești la o competiție. E o diferență. Da. Cât durează pregătirea unui câine de ipo ca să ajungă la o competiție internațională? Cel puțin 3 ani. 3 ani, începând de mic, de la... Da. Pe când... Sunt pentru... exerciții specifice pe care le faci cu puiul, după aceea altfel de exerciții când mai crește un pic și după aceea... Absolut, sunt etape. Pentru că nu poți să... Tu trebuie să ajungi la performanța maximă a câinelui. Performanța maximă a câinelui când este? Când este și psihic și fizic apt câinele. Dacă tu grăbești procesul, ți-ai stricat câinele. Deci se presupune că până nu este bine fixat, nu te duci așa de fentă, hai bă, mă duc și eu la examen să văd, sau la competiție, să văd care-i treaba, dacă merge sau dacă se descurcă câinele meu cu treaba asta. Și da și nu. Mergi la competiție ca să se obișnuiască cu situația în sine, dar de foarte multe ori în competiții există acel blind dog, adică cineva n-are pereche și atunci zic, bă, să iau pereche. Și fac un antrenament pe teren, în condiții de competiție, cu câinele. Okay. E un mare avantaj. Sau merg la un adică examen. Nu contează
cât greșește, cum, mai degrabă unde și ce ai de corectat sau ce? Nu. Fac cu câinele un training într-o situație reală de competiție. Okay. Adică sunt oameni acolo, sunt alți câini în jur, sunt mulți oameni. Dar nu pui preț pe unde ajungi, ce mare rezultat extraordinar. Nu, tu nu participi. Tu doar ai ocazia să faci un training acolo. Participi ca și concurent. Tu ai recompensă la tine, tu recompensezi câinele acolo. În așa fel încât să nu deranjezi câinele care stă în rămânere pe loc, pentru că pentru el e exercițiu. Pentru el se punctează, adică e rămânere pe loc cu distragerea atenției, dar nu cu nesimțire. Da, deci ai șansa asta. Poți să mergi la examen, unde am zis și în examen nu sunt pretențiile așa mari. Poți să mergi la un examen, nu este, dar eu prefer ca atunci când e gata câinele de IGP-3, uh-huh, atunci dau BH, IGP-1, 2, pe rând, așa, la când el deja le știe. Pe... Da, pentru că n-ai cum să greșești. E o greșeală să te pregătești de IGP-3. Și tu faci câinele de BH, dai BH-ul și după aia zici, ok, na, ce avem acum la IGP-1? Avem și, păi facem și pază și urmă. Păi n-ai bazele, cum faci? Adică tu n-ai timp să faci. Sau ai dat IGP-1 și zici, ok, dau IGP-2, ce avem? Păi avem la disciplină stai-ul în plus. Bun, cum fac stai-ul? Fac stai-ul, bun. Dar câinele nu o să-ți facă în examen stai-ul, probabil se va pune în șez. Sau creezi un conflict, pentru că tu nu ai început de mic să faci. Să-l obișnuiești cu toate aceste să faci toate exercițiile. Sunt anumite etape care le faci. De exemplu, cu un pui, poți să faci prinderi pe anumite echipamente specifice până la vârsta de 3 luni, 4 luni, când încep să ningă cu dinți. Aha, să-și schimbe dinții și deja are durere, are disconfort. Are durere, are, nu, atunci până la 6 luni nu e indicat să faci. Sau faci dezvoltarea instinctului de apărare. Băi, nu poți să pui un cățel mic să se lupte cu cum s-ar lupta un câine mare. Da. Pentru că e ca și cum ai pune un copil de grădiniță să se bată la grădiniță, adică o să iasă normal? Da, nu. Normal. Deci trebuie să ții cont de vârsta câinelui, să-i lași copilăria, să formezi relație și să ai și targetul acolo ca să ajungi unde vrei tu. Și iarăși, dacă am ajuns aici, părerea mea, că motivația principală nu ar trebui să fie locul întâi. Ar trebui să fie să te simți bine pe teren. Da. Nu să fii un... Și probabil de asta fac mulți dresori acest sport, ca să își... să aibă un feedback, să aibă o dovadă că ei sunt buni în meseria lor. Nu cred că asta trebuie să fie. Da, practic confirmări din partea celorlalți. Da, da, dar nu, nu, eu zic că primul ar trebui să fie câinele. Tu și câinele să vă simțiți bine. Nu să fie, adică din păcate am văzut situații în care câinele nu și-a adus forma maximă și omul a fost supărat. Prin frustrare, rău. S-a apucat de treabă. Da, e absolut greșit. E absolut greșit. Nu asta trebuie să fie motivația. Întreb eu, n-ai zi proastă? Nu poți să ai zile în care n-ai randament. Adică chiar dacă ești profi în ce faci, da, păi se întâmplă să nu se alinieze stelele și nu-ți iese. Da. Nu e o tragedie. O fi și altă competiție. Nu trebuie să faci din frustrare chestia asta. Da, așa este. Asta este un lucru important pe care
În primul rând, dresorii trebuie să-l știe, ca după aceea să transmită tot acest vibe pozitiv vis-a-vis de contextul competiției către oamenii, handlerii pe care îi antrenează ca să se ducă acolo. Da. Că dacă ei sunt într-un fel, respectivii vor fi absolut. Oglindirea finilor și de acolo se dărâmă totul. Da. Da. E foarte important exemplu care îl dai. Mi-a părut bine că ne-am văzut. Și mi-a mie. Părut bine că am vorbit atât de multe lucruri interesante și sunt sigur că cei care sunt acolo și care se gândesc la un câine malinois, de exemplu, un câine de top care poate performa, se vor gândi că acel câine pe care îl vor lua așteaptă cu nerăbdare ca acele calități pe care le posedă din genă să fie exploatate. Absolut. Și într-un asemenea sport ele pot fi exprimate la adevărata valoare. Absolut, da. Dacă își cumpără de un câine care pentru acest sport. Da, da. Cu alegerile și cu îndrumarea de rigoare. Da, absolut, absolut. Dar indiferent de ce câine își cumpără, că și dacă își ia un border collie, și el e plin de energie și de viață. Dacă omul e un sedentar, bun, să nu și ia. Bun. Deci am stabilit, oameni buni, vă luați câinii potriviți. Absolut. Vă gândiți foarte bine ce câine vreți să vă luați, la ce sport s-ar potrivi și dacă nu înțelegeți foarte bine la ce se potrivește câinele vostru, întrebați specialiștii care vă pot îndruma către sportul potrivit. Chiar dacă tu, Sebi, faci hipo, asta nu înseamnă că nu le vei spune oamenilor: bă, dar știi ceva? Câinele tău ar fi mai bun la mondioring. Absolut. Și știi ceva? Hai să-ți dau numărul de telefon al unui prieten care asta face. Și vei fi încântat de ce îți va arăta câinele. Am și făcut treaba asta și sunt mândru de treaba asta. Pentru că, părerea mea, așa trebuie să fie, să fim cu toții. Așa trebuie să fim, așa trebuie să fiți și voi, atenți la ce câini vă luați și cât timp vă alocați acestor câini deosebiți, mai ales cei cu un asemenea drive și cu calități de mari sportivi. Și nu uitați să căutați oamenii potriviți pentru îndrumarea corectă în sportul potrivit. Și da? Mai bine întreb de 100 de ori și iei o dată. Mai bine stai o oră la telefon cu specialistul și... Da. A face alegerea corectă. Îți mulțumesc că ai participat cu atâta implicare în acest dialog și rămâne să ne revedem la și în alte condiții. M-am relaxat. Da, în sfârșit, după o oră și ceva, te-ai relaxat. Da, da, da. Foarte bine. Știi că niciodată nu este prea târziu să faci asta, să iei toată energia din tine și să o canalizezi acolo unde trebuie. Așa să faceți și voi. Luați energia pe care o aveți și pe care câinele vostru vă arată și duceți-o acolo unde trebuie. Mi-a părut bine. Și mie.